începem lucrările ședinței de astăzi cu ordinea de zi pe care fiecare dumneavoastră ați primit-o. Iar la primul punct o să avem alegerea noului președinte pentru următoarele 3 ședințe. Vă rog să faceți o propunere ca să putem să începem să intrăm în noua. Cine nu mai fost? Deci avem procesul verbal de aprobare la ședința din data de 26 iunie 2023. Cine este pentru? Suplimentarea ordinei de zi cu două puncte. Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 550.000 lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 24 din 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unui împrumut din trezorerie statului și proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Hemeiuș pentru ședința adunării generale a acționarilor SECCRAB Bacău din data de 21.08.2023 sau 22.08.2023. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Mulțumesc! Primul punct ar vrea să completez, să fac o completare. Noi am cerut 1.500.000 împrumut de la trezorerie, în care vă avea nevoie mai de mult, am primit vineri răspuns că ne dă până la 3 milioane. Nu luăm 3 milioane, luăm doar sumele care ne sunt necesare la cele 3 proiecte, cu școlile, cele două școli și cofinanțare de panouă și autopartaici. De asta am ajuns și la concluzia că pot să-i dea mai mult. Prin urmare, nu, s-a modificat ordonanța de la 1.500.000 la 3.000. Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiect inițiat de subsemnare. Dacă sunt probleme, citiți materialul. Propun următoarele modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli pentru a evita înregistrarea de furnizori neachitați. Față de venituri 305.000, impozit pe clădiri persoane juridice 165.000 și excedent bugetar 145.000, unul din bani. Față de cheltuieli 305.000, unde-i ducem bani? În administrația locală 150.000, prin care servicii de igienizare clădirii fost liceu tehnologic. Învățământ 140.000, franșament la utilități instalații electrice. Asistență socială 15.000, susținere financiară cămin de bătrâni 15.000. Total 305.000. Discuții pe tema. Supunem la vot. Sunt 3. Trecem la punctul numărul 3. Cred că este o mică greșeală în întocmirea materialului, în sensul că a zis că rectifică bugetul pentru liceu tehnologic, pentru consultanță și pentru niște asistență socială, nu? Da. Și acolo cumva sunt trecute branșamente utilități. Păi nu, trecute învățământ. Da, dar scrie branșamente utilități. Da. Da, asta-i? Da. Învățământ? Asta am făcut cu bani, dar liceu. Și consultanța unde-i prinsă? Tot pentru liceu. Este valoarea destul de mare și atunci... Și atunci ați avut o la învățământ. Da? Ok. Da. Deci asta e, că nu picam pe sume. Scuzați. Ce problemă. De asta suntem aici de lămuri. Mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrative teritoriale Comunei Hemeiuș la programul privind casarea autovehiculelor uzate, proiect inițial de consumat în statul Constantin. Acest proiect, început de anul trecut,
datele din începere au tot fost amânate. Am, pentru a avea o evidență cât mai clară, am încercat și am ținut legătura cu cetățenii să depună solicitări. Până la această dată nu sunt decât 18 solicitări. Noi am luat în calcul 50 de autovehicule pe programul ăsta, pe finanțarea asta, că o să se deschide din nou programul. Și am zis că următorul program, bănuiesc că o să continui, ca și cel cu Rafla, ca și toate, să putem... Dar știți cumva care e total autovehiculilor înregistrat la noi, la care... De la 10, de la 6, 5, 10, nu știu. Nu pot să vă spun acum, dar putem acum. Nu, nu, prima și nu, nu, ceva de oameni. Care s-ar încadra? Nu, nu, nu. Din total, care ar fi cu albii, dar să vedem cât de sănărable, știți? Da, da, de bucă, pentru că aici e o problemă, am mai discutat-o, mai discutăm și dumneavoastră cu ocazia întâlnirii cu cetățenii, puteți să le aduceți la cunoștință faptul că foarte mulți au domiciliu sau nici n-au domiciliu aici, locuiesc cu mașinile aici, blochează, parchează, circulă pe drumurile noastre și la urmă postează că drumul lui nu e asfaltat sau nu știu ce se întâmplă. Dar n-am bani nici de asfalt de balastare, pentru că banii el nu-i aduce la primăria Enul și le duce la primăria Bacău. Cu ce se asfalt? Cu ce se balastează? Aici este, mă scuzați că intervin, eu sunt în această situație. Am cumpărat un autovehicul în 2015-2016, aveam buletin din Bacău. L-am înregistrat la Bacău. În 2019 mi-am făcut buletin de Himeiuș. Am rol pe Himeiuș că am, că aveam casă, aveam de toate, dar autovehicul a rămas la Bacău. La faceți transferul. Se pare că atunci când voi vrea să-l vând, nu am cum să obțin certificat de atestare fiscală, degeaba mă duc cu certificat din Bacău și cu buletin de Himeiuș. Nu vedeți, ceva de genul ăsta. Deci toată lumea va fi forțată în final să-și treacă autovehiculul pe... Păi ori vă mutați la Bacău. Nu, dar cei care au buletin, dar cei care nu au buletin... Noi discutăm la divers. Haideți să vedem voi la văd. Deci acum am luat pentru participare. Să ne scriem un program. Noi am alocat și suma de 150.000 în caz de... 50 de mașini. Îmi trebuie cu suma. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării a două imobile aparținând domeniului public al Comunei Himeiuș, în scopul implementării proiectului, construire de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Himeiuș de Tupacov, proiect inițial de Am mai avut această discuție, am reușit să obținem finanțarea, în schimb, nu totul e așa cum se prevede în ghidă. Trebuie să găsim și în zonă transformatoare care să aibă puterea necesară care trebuie instalată. Deci, cum s-a mutat locația, nu mai la Hitina, dar e foarte bună locația. Am încercat să le adaptăm așa cum când lumea încarcă, să respectăm și condiții de la domnul Dorin. Putem când lumea încarcă mașina, o să-și cumpere suc de la colegul nostru. Da. Dar locația a rămas la Hit, una dintre ele, cealaltă este mutată de la Andrie și ești acolo la școli, colț școli, în Sirenes. Lateral, da, unde avem mai mult loc acolo. Supun aprobării consiliului local, supun aprobării Consiliului Local Himeiuș a proiectului de hotărâri privind aprobarea deslipirii imobililor cu numărul cadastral 67.108 standardării de statul Himeiuș în două corpuri de proprietate, din care un corp de proprietate pentru o stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în suprafață de 127 metri pătrați, respectiv, imobilul cu numărul cadastral 7397, școala gimnazială Himeiuș Administrație din statul Himeiuș, cu două corpuri de proprietate, din care un corp de proprietate pentru o stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în suprafață de 100 metri pătrați. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă rugăm frumos de la loc. Cine este pentru? Proiect numărul 5. 5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derogării procedurilor de atribuire a contractelor acordului cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului pentru școli al României și al contractelor acordurilor cadru de prestare serviciilor pentru derogarea măsurilor de calificative
la nivelul OATR Meru și Județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Salva Constantin. Nu e asumare. Da. Nu avem nicio treabă în ecuația asta, da. Altă discuție. Bună, mă văd? Nu e păcat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea OATR Meru Județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Salva Constantin. Da, pentru mai bună desfășurare a activității poliției locale, tot încercăm să le venim în sprijin cu tot felul de hotărâri, legislații, eu știu tot cine stă în putință, dotări. Mai încercăm. Mai încercăm, vrem ca poliția locală să funcționeze și să funcționeze așa cum îi dorim cu toții dintre dumneavoastră. Sperăm să mărim și numărul de polițiști, pentru că la o comună așa mare, puțin trei polițiști, din care unul cu probleme mai deosebite. Nu putem să-l trimitem toată ziua în teren, că nu asta e. Probleme ne creează și cei care sunt băștinași și locuitorii comunii. Probleme avem și la ceilalți care n-au nicio treabă cu HMU-șul. Nu mai zic de vis-a-vis de activitatea postului de poliție, că și aici sunt în un număr redus de polițiști, nu fac față solicitărilor pe care le au și ei, mai ales acțiunilor pe care le au la nivel de municipiu și tot timpul vin oamenii, întreabă, din stânga în dreapta, îi plimbăm, nu-i nimeni. Măcar să vadă un polițist, să vadă un organ de ordine că să găsească cetățeanul cineva să poată să-i dea o explicație în momentul când are o problemă. Da. Aici, conform acestui proiect, se propune. Articolul 1. Bună gospodărie a Comunei Hemeu, Județul Bacău, păstrarea curățenii, respectarea strictă a normelor de igienă, precum și activitatea de gospodărie, conținerea o datorie civică, agenților economici, instituțiilor publice și a altor persoane juridice și a tuturor locuitorilor comunii. Articolul 2. Agenții economici, instituțiile publice, alte persoane juridice din Comuna Hemeu, Județul Bacău, au obligația de a menține permanent curățenia, starea de igienă a clădirilor, a anexelor, incidentelor celorlalte spații pe care le dețin în proprietate sau în folosință. În acest scop, le revin următoarele obligații. Au obligația de a asigura întreținerea curățării pe străzile, drumurile și spațiile verzi în jurul incidentelor. Asta sunt citate din lege, nu sunt făcute de Maria Hemeuș. Să întrețină în stare corespunzătoare clădirile în care își desfășoară activitatea, precum și pe cele care le au în administrare, prin efectuarea lucrărilor de reparații periodice și să asigure întreținerea fațadelor și a firmelor. Să asigure curățenia la locul de depozitare a materialelor în curți și alte terenuri pe care le dețin și le folosesc. Să efectueze igienizarea imobilor prin acțiuni de curățenie, dezinsecție și deratizare. Să asigure și să mențină curățenia străzilor și trotuarelor din jurul incidentelor, precum și întreținerea spațiilor verzi pe care pe aceste artere, inclusiv înlăturarea zăpezii și a gheții în perioada de iarnă. Să ia măsuri pentru evitarea producerii de zgomote peste limitele admise de normele legale, astfel încât să evite tulburarea liniștii locuitorilor între orele 23-6 dimineața. Mai ne confruntăm și cu cazul de astea la primărie, la ora 5 după amiaza, cineva sărbătorește ziua, să știu, vin copii și au dat muzica mai tare. Sunt la primărie, domne, știți, sunt deranjat pe strada cu tare, la numărul cu tare, veniți să vedeți ce se întâmplă. Păi ce se întâmplă? Legea permite. Până la ora 23, să asigure locul de depozitare a rezidurilor menajerii până la ridicarea acestora de către angajații în serviciul de salubritate. De a preda deșeurile selective către agentul de salubritate în scopul valorificării acestora. Să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilor, precum și întreținerea spațiilor verzi. La eliberarea autorizațiilor de funcționare, societățile comerciale cu specific de producție au obligația de a prezenta contractul de salubritate încheiat cu operatorul autorizare. Să predea către salubritare doar cu noi menageri și cel selectiv, fără resturi vegetale, pătrici, demolări, etc. Se interzice deversarea apelor uzate, fluviale, menajere, fecaloide, dejeților de la animale și păsări în cursuri de apă, rigole, șanțuri și pe drumurile publice. Se interzice depozitarea, abandonarea autovehiculor uzate, ori care nu mai funcționează pe domeniul public al comunei, lucru care îl întâlnim la tot pasul.
Se interzice realizarea de foze pentru colectarea prorozatie, etc., fără îndeplinirea condițiilor de autorizare. Se interzice depozitarea gunoaielor de orice fel pe proprietățile cetățenilor, fie de către proprietari, fie de către terțe persoane, fără îndeplinirea condițiilor legale. Se interzice abandonarea pe domeniul public, pășuni, cursuri de apă sau pe căile de comunicație animalelor moarte. Se interzice hrănirea pe lângă locuința cetățenilor a câinilor fără stăpân, care devine agresiv și constituie un pericol pentru bunuri și persoane. Se interzice aprinderea vegetației la orice fel, de orice fel, în scopul curățirii unor terenuri cu riscul scăpării focului de sub control, cu consecințe pentru bunuri și persoane. Se interzice arderea resturilor vegetale și orice fel de precum, cabluri, cauciucuri, plastice, cu consecințe pentru mediu. Se interzice blocarea căilor de comunicație, chiar și temporară, cu vehicule, autovehicule, diverse obstacole care pot împiedica intervenția autorităților pentru activități de dezfezări, modernizare și întreținerea drumului, intervenția la diferite calamități. Se interzice blocarea accesului la hidrant sau sursele de alimentare ISU semnalizate corespunzător. Cetățenii care se învecinează cu cursurile de ape și nu sunt racordați la rețeaua publică de canalizare și au fose proprii, trebuie să facă dovada în fața organelor de control că au contracte încheiate cu societăți de vidanșare. Articolul 3. Toți locuitorii comunei Himeu, județul Bacău, au datoria de a asigura întreținerea, repararea locuințelor, anexelor, curților, împrejmuirea acestora, precum și de a participa la realizarea măsurilor privind gospodăria localității. La articolul 3. Punctul 2. În acest scop, au următoarele obligații. Se execută lucrări de întreținere și reparația locuințelor și anexelor gospodărești. Să asigure zugrăvirea și vopsirea părților exterioare ale clădirilor, să efectueze lucrări de reparație și întreținere a fațadelor locuințelor. Să depoziteze rezidurile menajerii în recipient în incinta gospodăriei până la ridicarea cezură de către serviciul de salubritate. Să întrețină curățenia și igiena în locuințe, în anexe, în grădini și pe celelalte terenuri pe care le dețin sau folosesc. Să mențină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobililor și să îngrijească pomii, spațiile verzi din curți și din fața imobililor pe care le dețin în proprietate sau în folosință, să nu depoziteze, arunce sau să astupe șanțurile de scurgere a apei pluviale executate pe domeniul public sau privat al ATM-ului. Să curățe trotuarele, rigolele, șanțurile de partea carosabilă, pe partea carosabilă la străzii sau al drumurilor, să îndepărteze zăpada și gheața în drumul imobililor, în dreptul imobililor din care locuiesc și să salubrizeze malurile și albile cursurile de apă cu care se învecinează. Să asigure întreținerea drumurilor, trotuarelor, șanțelor, podeșilor și podurilor în șafântăriu. Să nu lase animalele și păsările de curte libere, vaci, cai, capre, găini, curci, gâște, pe străzi sau pe trotuare, să interzice deplasarea cu animale pe trotuar. Să păstreze și să nu degradeze băncile, coșurile publice, indicatoarele, panourile de afișaj, împrejmuirile, monumentele din comună, spațiile de maxi-taxi, lămpile montate pe stâlpi de iluminat public și alte bunuri amplasate în locurile publice ale localității. Toaletarea arborilor și arbuștelor care afectează domeniul public, rețelele de electricitate și telefonie, precum și accesul vehiculor, serviciilor publice la alte ale cetățenilor. Articolul 4. Obligațiile comune pentru cetățenii din localitate, societăți comerciale și instituții publice. Se interzice staționarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor de construcție pe trotuar. Pe tot parcursul anului, proprietarii din vecinătate de trotuarul vor asigura salubrizarea acestora în scopul unei bune desfășurări a traficului pietonal. Trotuarele care vor fi... Nu mai sunt decât 10 pagini. Care vor fi degradate deliberant, vor fi reparate de către cei care le-au distrus pe propria cheltuială. Este interzis spargerea lemnelor pe căile publice. Este interzis transportarea și depozitarea de gunoaie, molus, resturi menajere pe islazul comunii, la răpa din satul Fântânele și pe marurile cursurilor de apă. Este interzisă parcarea și staționarea vehiculor cu tracțiune animală, autovehiculor, utilajelor agricole pe spațiile verzi, trotuare și alei pietonale, cum de obicei se mai întâmplă. În față, la magazine, pe la crâșmi, trage căruța cu calul acolo, își ia țigări și bere, după care balega o lasă în grija administrației publice locale. Este interzisă depozitarea materialului de construcție, a lemnelor de foc, a furajelor pentru animale pe căi de comunicație sau alte locuri publice mai mult de 3 zile. Este interzisă evacuarea deșeurilor menajere sau dejecțiilor, precum și aruncarea cadavrelor de animale în stradă, șanțuri goale, cursuri de apă sau cuvere de colectare a deșeurilor de sticlă. Este interzis pășunatul animalelor în parcuri, pe zone verzi, pe zone de angrement, pe marginea străzilor comune, în curtea școlilor, grădinițelor, bisericilor și a cimitirilor.
Este interzis scoaterea animalelor la pășuna pe izlazul comunii în afara perioadei de stabilite de Consiliul Local, indiferent dacă s-a plătit sau nu taxa de pășunat. Este interzis tăierea păsărilor și animalelor pe străzi în locuri publice, sacrificarea fiind permisă numai în locuri special amenajate. Este interzis participarea jocurilor de noroc, precum și a jocurilor sportive, în parcuri și pe diverse spații verzi, afară de locuri amenajate în acest sens. Este interzis scrierea, lipirea sau expunerea de afișe, anunțuri sau panouri cu diferite inscripții în alte locuri decât cel special amenajat, cele special amenajate pentru și afișarea acestor materiale de către alte persoane decât cele îndreptățite și autorizate. Avem 15 stații de maxi-taxi pe care avem panouri de publicitate și pe o parte și pe alta. Orice cetățean a avut nevoie și a vrut să-și prezintă, să publice un serviciu sau știu o afacere, au fost sprijiniți și le-am dat acordul. Dar nu așa, să lipească pe unde apuc, să apuce pe toți stâlpii, pe toate gardurile. Ne este interzisă folosirea instalațiilor pentru jocuri de copii, de către interzisă folosirea instalațiilor pentru jocuri de copii de către alte persoane decât de către copii. Este interzis degradarea indicatoarelor sau a panourilor privind circulația pe drumurile publice, este interzis depozitarea materialelor și iar nervi nisip pe căile de publice mai mult de 48 de ore. Păi aici trebuie să ne hotărâm 3 zile sau 48 de ore. Se interzice exploatarea de lut, de versant sau alte locuri periculoase situate pe teritoriul administrativ al comunei Hemeiuri de Subacău. Cei care sunteți din zonă, la biserica de la Andreșești, pe drumul care duce spre păduri, mai vin și sapă în gura pe aia. Mai era o problemă și aici pe Prisăcii. Veneau și mai luau lut. Dar acum s-au cam terminat cu sobele de lut și nu mai vin cetățenii să-și facă sobe de lut sau să lipească cuptorul. Se interzice predarea către operatorul de salubritate a altor deșeuri decât cele menajere și cele selectate separat, de exemplu, resturi vegetale, fertilizi de mulori, pământ, etc. Obligații pentru cetățenii locuitorii comunii vor aflați în tranzit sau în diferite situații de ținători, proprietari de autovehicul, utilaje, rulote, platforme, vehicule, tracțiune animală. Conducătorii proprietarilor, deținătorilor, autoturismului, utilajelor, rulotelor, platformelor, vehiculelor, tracțiune animală, le este interzis oprirea, staționarea în următoare situații, pe domeniul public al comunei Hemeiuri, în dreptul căilor de acces, curți, societăți, locuri de interes public, pe drumurile înguste, cu o lățime mai mică de 6 metri, în curbă, unde vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, deci astea toate fac parte din codul tier, văd că depășirea în pantă, toate astea sunt... Dar ce faci dacă Articolul 7. Consiliul contravenții, următoarele fapte se sancționează după cum urmează, în cadarea încălcare prevederilor articolului. Și acum o ia de urmă cu amenzi de la 1000 la 2000 lei, cu amenzi de la 1500 la 2400, urmează contravențiile. Acum, în baza tuturor celor care, articolele care le-am citit, că nu au voie să le facă. Avea o bază legală cei de la poliția locală, de asta oricum. Baza legală este în legislație și în statutul polițistului, legea 155, parcă, dacă nu greșesc, sau destulie. Bun, dar așa e pentru cetățeni, dar și pentru primarie, să facem și noi șansă legală care e unul dumneavoastră. Care e șansă? La ghioță. Că dacă zici lui ghioță, zice, n-am voie, că dau cât dau peste cap, păi zici lui ghioță. Care e ghioță, da? Păi ăsta la ghioță, care face stânga, de la Ficău încolo. Când plouă mereu să adună apă, pietre. Hai să mărim o leacă șanțul ăla. Nu știu, curățarea și-a dat șanțul. Domnule, am aprobat devizul la proiectul de șanțul. Deci, suntem la... Dar așa un pic cu... Da. Cu gâna asta mică, cu ceva. Da. Aveam... Păi pe partea stângă, chiar pe partea dreaptă, cum este placul. Care vine de la... De la Ficău se termină acolo. Păi ce să-i facă lui Vorotic? Să ies în fața porții asta, scrie în lege, cât să-și curăță șanțul. M-am mai dus odată când a fost inundațiile anul trecut și am scos bidoanele cu băieții la primărie și am... Dar zice că întreținul nu zice să construiască, să fie el. El zice, dar eu dau peste capul și nu vreau. Păi, dar cum să dea peste capul dacă el nu o tuns? Vegetația frânează. Când vine apa, se oprește în poarta lui și se mâlește. Acum avem o zi de amendament. Șanțurile astea le vom face. Le făceam... Zic, până acum, nu cred și fără sfințe, dacă vine apa, iarăși adună toate, iar se duce la Nea Ghiuț, să stă și el cu sapa, cum stăteam eu. Ăștia vin bolovane, să nu zice făcuți ultima dată.
acolo la școală. O să găsim o soluție, dar trebuie să vedem cu cine... Da, vin și eu cu un băiat și doi la primărie, să duc și eu la păvârul, dacă nu e... Și aceeași problemă, dacă ating un cablu de curent ăsta cu buldonul străcă, ce fac? Cerim aviz la Ion. N-am înțeles. Ne-a făcut toamna. Da. O să încercăm să facem până la Gheorghiță, acolo, până la Gheorghiță, până la Papa, la vezi. Da, acolo sunt acolo țațat. Acolo sunt acolo țațat. Știu că am unit. Da, dar când ajunge acolo, sunt ăla are un ghii, ceva, deci... Sunt formatat, ia, dar mai să spuneți. Bă, să pune pe Gheorghiță. Da, să vedem cu ce lucrăm, că și aici n-avem. Până acum a fost buldog zelistul bolnav și în concediu medical, acum e șofer. Vorbim cu unul care îi vedești la iarnă. Înceapă de pe acum. Da. Domnul, ți-am notat să ne ocupăm de ei. Să punem la vot punctul, da? Cine este pietatorul? Da, sunt terminat. Da, se blochează cu astea. Duci la dispensar. Duci la dispensar. O să vedem șansul noi o să facă față. O să acoperim și acolo, dacă dăm dumneavoastră. Vedem la anul ce buget avem. Trecem la punctul 7. E o sumă destul de consistentă pentru șantă. Dar domnul Vorot, e greu să iasă din urmă, de acasă. El făcea scandal cu intrat la bancurte, dar zic, tu ce-ai făcut ca să nu trebuie la bancurte? Dar eu nu știu, dau pe ei de zic, o să ce la bancurte, în cap, că zice, o mațină și pleacă ca propriu. Trecem la punctul 7. Da. 6 la votat. Da. Da. 7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Uniunii Iuș pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SICE, Compania Națională de Apărare SA, din 7-8-2023 și 8-8-2023. Proiect inițial de domnul primar, s-a luat ăsta. Sunt două, unul pe 7 și unul pe 22. Da. Da, sunt două date. Deci una este pe 7-8, celălalt este pe 21 sau 22. 21 sau 22. Da, aici e vorba de stabilirea unui... Unui fai de continuitate, domnul Iudean. Și e vorba. Numai dacă o să ne bage acum în adiv și comuna Chimioș cu rețeaua care am predat-o. Mai mult de ordine achiziată. Nu, da, deci la punctul numărul 8, la proiectul numărul 8. Dar la numărul 7, de numărul 7. La 7, de numărul 7. Era o furcătură de 5 și 6, cumva, pe materiale, la un moment dat. Între 5 și 6. Cine m-a dat de venit? Da, da. Păi suntem la 7. Voi tine mandată mai aici la... Mandată special. Deci la 7 e... La 7 avem o adresă pentru data de 7-8-a, da. Da? Și ce am suplimentat este pentru data de 21-8-a. Aici spune 7-8-a, 8-a, sau 8. Probabil depinde cum se hotărăsc ei să facă ședința. Nu, pe uitați să scrie, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de vorbă, da. Ferința Adunării Generale a Adunării Generale, din 7-a, nu facă nou. Din 7-a, 7-a. Iar pe celălalt, pe celălalt, pe 21, e posibil să facă pe 22-a, 8-a. Ca să aibă continuitate și știi ce-o costă. Nu mă propune de bun un cancă și nu mai ce să facă. Să-ți de acord? Cine este pentru? Da. Trecem la 8, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în zona metropolitană Bacău. A regulamentului și a caietului de sarcini al serviciului public local de călători prin curse regulate în zona metropolitană Bacău, proiect inițial de domnul primar Savo Constantin. La articolul numărul 1. Se aprobă studiul de oportunitate în vederea extinderii sistemului de transport public local de călători în zona metropolitană Bacău, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători zona metropolitană Bacău, conform anexei 2, numărul 2, parte integrantă din prezenta hotărârii.
3. Caietul de sarcini al Serviciului Public de Transport Local, călători prin curse regulate în zona metropolitană Bacău, conform anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâri. Articolul 4. Se acordă mandat reprezentantului UAT să voteze în ședința AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 1.3 din prezenta hotărâri. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Bacău, pentru derularea procedurii de achiziție aferentă a trecutului serviciului de transport public local, călătorii municipiului Bacău, zona metropolitană Bacău. Articolul 6. Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Bacău. Articolul 7. Hotărârea va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Bacău. Articolul 8. Prin grija secretarului general al Comunei Himeiuș, prezenta hotărârii se comunică în termen legal instituției prefectului de Bacău pentru verificare legalității. Discuții? Supunem la vot? Este cu domnul primar, nu? Potem? Dumneavoastră sunteți reprezentantul nostru în zona metropolitană. Deocamdată. Zice aici să... Reprezentantul legal. Da. Conform hotărârii judecătorești din octombrie 2020. Tot ce faceți ilegal. Da. Trecem la lucru, da? Așa spune legea. Da, biletul 3.50. Da, probabil după citit. Vom avea două trasee, o să fie... Să vină și transferul. Acolo să dea Dumnezeu, să fie. Da, și Fântânele. Da, și Fântânele. O să avem legătură directă cu Oșanu, o să avem legătură directă cu Cora, pe partea asta la altă. Biletul va fi valabil... poate fi abonament, poate fi pe 10 călătorii, poate fi pe un an. Da, sunt într-o zi, dacă ai cumpărat biletul, nu e valabil un singur drum la Bacău. Deci biletul pe zonă e valabil 6, 8 ori. Păi ei rămân. Nu-i scoate nimeni pe aia. Deci, bilet de călătorie valabil 90 minute, 3.50 lei. Bilet de călătorie valabil 24 de ore, 10 lei. Abonament 7 zile, 35 de lei. Abonament 30 de zile, 100 de lei. Abonament 3 luni, 270. Abonament 6 luni, 520 de lei. Și abonament 12 luni, 1000 de lei. Se circulă cu orice mijloc de transport în zona metropolitană. Astea vor fi și ei complementari de lor. Ei vor face transport și ei, dar vor face transport interjudețean, pentru că licitația fost organizată de toți județean, nu de zona metropolitană. El va opri la Himeiuri dacă vrea să facă cum, și l-a la Buș. L-a la Buș și oprește într-un loc sau în două în Himeiuri. Nu-l oprește nimeni să circule. El vine la Himeiuri până într-un loc. Oprește, o să vă stați. Oprește mai mult, eu o să ai XD-ul. No, acum da. După ce va intra în vigoare, dar asta mai e până în noiembrie, după licitație, o să vedem. Deocamdată e un proiect. Trecem la nouă. Da. În proiect de hotărâre privind... Da, să se opacă. Da, un amintat. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SCE COSUD SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Proiect inițiales de un primar s-a avansat. Cine e COSUD? Cei care lucrează la groapa din mare. Deci, serviciul de salubritate este asigurat de către două societăți. O societate care colectează și transportă și o societate care sortează și depozitează. Societatea care colectează și transportă în Soma, Ecosudul este cei care sunt la groapa din mare. Când am majorat tarifele din decembrie, într-adevăr, nu a fost prea plăcut că să sărim cu prețuri de la una la alta. Urma și creșterea asta de la Ecosud și nu știu dacă o să rămânem aici, că mereu creșteri de prețuri, creșteri de prețuri. Sunt comune care au scăzut prețurile și tarifele. Chiar comuna Oituz, am văzut că felicitat cetățenii comunii, că au înțeles și au redus cantitățile. Au rămas la 23 de tone pe an. Și noi avem 30 de tone pe săptămână. Nu scade, nu scade, o scăzut în iarnă, un pic, 26, 28. Da, da, au 10.000 locuitori, domnule. Au 10.000, mai mari știu, decât noi. Știu. Numai că... Mai mare. Au și mai mult de pătrurile.
au și mai multe păduri, au și... au unde să mai depoziteze. Dar noi orice plătați toate mai mult. Deci la noi nu va scădea cantitatea decât dacă vom... nu va scădea prețul decât dacă vom reduce cantitatea. Se dorește a se implementa un proiect de către cei de la ADIS cu microciparea și scanarea recipienților. Și atunci cetățeanul va plăti, plătește cât arunci, programul ăla. Toți, domnule, cum facem chestia asta? Păi va fi în fața camerei pubela. Ai 5 saci și 22 pubele. Pubela este socotită la o cantitate, saci răsturnat și ți măsoară câte pubele mai ai, iar o să fie în program, o să vină și cetățeanul factura, o să vină și la primărie. Și atunci ai plătit 350 lei pe an, dar tu când vii la contabilitate și primești acasă, de fapt, ai 700 de plată după cantitatea care ai dat-o, iar cel care o dat mai puțin, o să aibă 100. O să aibă plătiți pe anul următor. Păi e o chestie, că nu mi se pare corect. Că noi avem taxa la familie, nu avem taxa de persoană. Dacă am pune la persoană, tot cam pe acolo. Cei care plătesc și nu stau. Sunt foarte mulți care nu stau. Păi de ajuns să vină odată, doamnă, să scoată într-o lună când vin acolo distrus. N-ai de unde să fie, el ar trebui. În cazul ăsta o să fie puțin. Atunci se vede pe cameră că nu a fost, dar are niciun serviciu. Și atunci n-are de ce plăti. În felul ăsta... Poate să aplici legea cu peturile și cu dozele și atunci nu o să mai fie cantități, își duce omul, ia un bani pe el, nu mai zic primăria și mai zic. Discuțiile astea le-am mai avut, eu nu văd rolul administrației locale, administrației publice locale în ecuația asta. Aceste probleme ar fi trebuit rezolvate la nivel înalt. Producătorii de ambalaje, producătorii de produse din astea care distribui băuturi, alcoolice, sucuri, așa. Păi, ocupă-te, domnule, și ți le vinde până la capăt. Ți-ai vândut produsul, recuperează sticla. De ce mă pui pe mine autoritate publică locală să adun petul și să colectez bani pentru tine? Nu-i corect. Nu-i corect. El generează. El generează. Tu nu pățești nimic. Tu ai făcut o firmă, ți-ai vândut marfa și mi-i arunci gunoaile. Eu strâng gunoaile urma ta. Pentru ce? Ia să-i ceară Petru gol, să vedeți cum se schimbă treaba. Au nevoie de producție, au nevoie de desfacere. Nu interesează problema asta. Iar noi strângem gunoaile. Aici zice de deșeuri biodegradabile. Noi am avut o taxă pentru că eram o mobilă în fața curții și nu știu ce să fac cu ea. Păi de la punct acolo la asta are legătura cu domnul Vigil. Dar chiar de la pe să mă duc tu acasă ca să ia pe urmă trei. Și în vederea compostării. Ați întrebat? Nu avem ce composta pentru că nu se merită. Și asta o mai spun și o spun la toată lumea. Nu se merită pentru 300-500 de locuințe care au gazon să antrenez bugetul pensionarului care a venit cu pensia de 1000 de lei și s-o plătit sau nu, dacă vreți să ascultați dumneavoastră, o să vă întrebi cetățenii. Ăla cu 1000 de lei nici s-o plătit salubritatea la început de an. Ăla nu scoate gazon, nu scoate nimic. Eu nu pot să iau din sacul mare să plătesc gazonul lui domnul Pascu, pe-a lui Sava, pe-a lui Baciu. Pentru că n-ar fi corect. Cel mai bun îngrășământ este gazonul care rămâne. Exact, dar nu înțeleg ce. Iar cei care au gazon sunt dispuși să plătească. Am discutat problema asta, trebuiau să, la început ni s-a spus că o să ia legătura cu Soma și o să vină Soma să colecteze, dar nu putem nici ești, că trebuie să-i colerăm pe toți, să vină mașina o dată pe săptămână sau la două săptămâni, lucru care iar nu se poate. Să vină mașina vine de câte ori facem comandă, dar cetățenii trebuie să înțeleagă. De câte ori vine înseamnă costuri. Costuri care luăm tot din banii noștri. Și cetățeanul trebuia să încheie contract. Acum s-a modificat, s-a sucit Soma, a spus, domne, găsim alte soluții. Pentru prelucrarea, că nici până acum nu aveau prelucrarea biodegradabilă. Să vedem ce se întâmplă cu Ecosudul și poate o să mai vină cu o pubelă sau cu saci să poată colecta și gazonul. Pe de o parte, există în PNRR un program care așteptăm să vedem cum îl putem accesa, unde am putea să facem un depozit, un siloz pentru procesarea materialelor biodegradabile aici la noi. Dar nu mai apare axa, cum văd acum a venit cu gunoiul de graș, cu altceva, aștept axa aceea să scrie în PNRR. Și atunci ne-ar da utilaj și ne dă voie undeva, ei, ne mai să luăm 500 de 1000 de metri, 2000 de metri pătrați, să așa. Să facem noi compost. Să compostăm toată iarba de acolo, n-am mai cheltuit, n-am avea costul, toată lumea am duce-o acolo.
dar nu-i vorba numai de iarbă, deci eu am crengi acum, căzut la furtună niște copaci și o trebuie să-i tai, că erau periculoși. Și cu crengile la fel, ca într-o familie. Suntem o familie, comunitatea este o familie. Familie. Da. Sunați, da. Că sunt soluții. În 2-3 ani puteți să... Dacă sunt puse peste ele... Da, știu. Cine este pentru? Deci, soluția o găsim la domnul deci. Așa, trecem la 10. Nu, trebuie să sunați la primărie. Nu, trebuie să sunați la primărie. Mai lipsează să sună pe furtuna aia. M-am gândit că poate o mai căzut. Nu sunați, vorbiți la un deci primar. Deci, la... Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HR numărul 52 din 22.05.2023 cu referire la înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei HMU și județul Bacău și a documentației necesare pentru delegarea acestui serviciu. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Da. O intervenit o modificare la credul de sarcini și o trebuie să... Înlocuim. Cred că aveți devizul. Ce-a adăugat... Da, ca informație, așa... Participat la licitații tarifele. Că tot timpul am fost acuzați și blamați că s-au cheltuit banii, că primarul ăla de la HMO și-a aruncat banii și că banii face afaceri pe ăla de la... Banii cu câini. Doamnelor consilieri, uitați cum stau lucrurile. Cantitățile estimate și tarife maxime ce vor fi ofertate în funcție de activitățile ce se vor efectua de operator sunt redate în tabelul de mai jos. Deplasare, capturare, pentru că zice, ce face primăria? Primăria nu are cu cine să captureze câine. Nu pot să iau pe doamna secretar, ne apucăm de prins câini sau cu domnul vice să mă apuc de ei. Haideți să vedem cu ei. Nu avem, asta e personalul care l-avem la primărie. Face pe rotație, de un consilier. Da, sau cu din consilier, așa. Atunci, deplasarea, capturarea mecanică și transport la adăpost, 100 de lei de câini. Asta e scos la licitație, în caietul de sarcini. Deplasare, capturare cu tranchilizare și transport la adăpost, 150 de lei. Examinare clinică, 30 de lei. Înregistrare, REX, carnet, sănătate, 25 de lei. Deparazitare internă, externă, 30 de lei. Vaccinare antirabică, 30 de lei. Microcipare, 25 de lei. Crotalierii, 20 de lei. Adăpostire, hrănire, îngrijire, maxim 40 de zile, 14 zile, 20 de lei pe cap de câini. Sterilizare mascul 100, sterilizare femeie 150, eutanasiere 70, neutralizare 75, pașaport 25, total 850. De câini. Scoatem la licitații publică pe site. Cine o să se prezinte să ne execute această lucrare? Dacă sunteți de acord. De acord. Punem la vot? Da. Este altă soluție? Trecem la 11. Legea așa spune. E probabil că publică pe site-ul lor că sunt adoptate. Dacă vrei să adoptezi tu, ești. Da, dacă... voi. Hai pe așa. Trecem la punctul numărul... Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție, împrăjmuire, râmbă, sat, fântânele, comuna de Hemeu, județ Bacău și aprobarea devizului aferent. Proiect inițial de domnul primar, s-a luat Mai trebuie și o cameră aici, n-am trecut. Da. L-am preșmuire. În urma măsurilor lăsate de către Garda de Mediu și pentru obținerea avizelor necesare, ne-au mai impus niște măsuri. La nivelul ATHMU este demarată procedura privind stabilizarea marilor răpii în satul Fântâneri prin depozitarea de deșeuri iniate proveniente din materiale de construcție și de la demolări, având în vedere că zona este cu risc ridicat de apariția unor forme de alunecare prin avansarea ravenii spre zona de locuit, fapt menționat prin expertiza geotehnică numărul 612 din luna a 5-a 2023, întocmită de 10 infrasol expert SRL, Iași,
se impun lucrări de intervenție imediată, consolidare și limitarea accesului prin îngrădirea zonei și avertizarea cu panouri informative. Împrejmirea se va realiza cu stâlpi metalici și închideri panouri bordurate în lungime totală de 97 de metri liniar, având înălțimea de 2 metri, accesul făcându-se prin porți autorealizate tot din elemente metalice. Lucrările aferente investiției mai sus menționate sunt în valoare de 39.347 de lei, devizând întocmit de SCF Max Construct SRL. Pentru finalizarea acestor acțiuni și în temeiul prevederilor articolului 136 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind implementarea obiectivului de investiție în creșmirii la venă Răpâniz, paranteză, sat Fântânele, comuna Emiliu, județul Bacău și aprobarea prevederilor aferent lucrării. Cât vine gara din Arhiei? 2 metri. Ca să nu mai arunce cu... Cu asta arunce. Acolo la vară poți mai arunce. Acolo la vară poți mai arunce. Acolo la drumuri. Acolo nu se care cu roba. Construcție nu poți să arunce. 2 metri. Până la vară. Ești să vă arunce cu tot cu roba. Care e de acolo de zonă. Și mai supraveghește. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru proiectul investiției destinate producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul UATI Emeiuș, proiect inițiat de domnul primar Sava Cosane. Aici, dacă aveți discuția, să fie că materialele ați analizat de vizu. Spune la vot. Da. Este pentru? Până la 31 decembrie trebuie finalizat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit și constituirea unui drept de uz și servitude către SC Delgaz Grid S.A. asupra terenului de o suprafață de 20 metri pătrați, parte din domeniul public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, vederea executării lucrării, extinderea rețea, branșament gaze naturale, presiune redusă, strada Liniște, numărul 40, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, SC Podmaz Union SRL, proiect inițiat de domnul primar Sava Cosane. Da. Este vorba de strada Liniște, numărul 40. O să mai vedeți încă o de nivelare pe drumul spre cimitir. Dacă e liniștit drumul spre cimitir. Da. Să mă duc la vot. Cine este pentru? Împotriva. O străduță foarte mică, cu deja suntem la numărul 40, dar cred că sunt mai mult de 40, dacă acolo e numărul 40. E posibil să fie în spate de undeva. Da, dar oricum. 40 de mașini, de la 40 de locuințe, 40 de mașini, ceea ce spuneam mai devreme. În ușor foarte îngust. Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații, parc de joacă, situat în strada Gării, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițial de domnul Vasa Vărăcașa. Așa cum am mai avut discuții cu dumneavoastră și ne-am tot sfătuit, urma solicitărilor, în sfârșit, avem astăzi devizul de reparații pentru locul de joacă. Dar pentru ăla... Nu, e reparații, e de aici. Acelălalt este aprobat. E aprobat, da. Da. Costă 124.440. Deci vom veni, vor fi scoase toate elementele. Da. Dăm nivelul. Aducem același nivel, punem tartan și o parte din cele care le scoatem de acolo să le mandăm în curtea școlii la Fântânele, pentru satul Fântânele și din coace o să mai venim cu alte riboi. Facem un 2-1. Suprim la vânt. Este pentru? A spus la Andrișești acolo regulamentul. Pe nevastă mea unde mai spune poate. De ce? Păi n-ai 3 ani. N-ai voie să iasă în parcă cu nevada.
Are voie să... Nu se dă jos din căruț, bun. Nu se dă jos. Deci nu trebuia să... Nu se dă în topogan, să stai și eu. La fel sunt măsuri și în legi... De bunici să nu fac. Bărbația voi, adică costele. Felul, măsuri impuse conform legii. De la protecția consumatorului s-a impus... Acolo e un loc de socializare, să mă întâlnesc bunicii, de bunicii... Nu avem chestia aia, trebuia să am și eu ceva. Da, trecem la 5. Bunicii, bunicii... L-am pus acolo, trebuia pus. Fii numai perfect peste tot. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență conform legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completări de ulterioare. Proiect inițiat de domnul primar sau apostatul. Avem mai multe probleme. Primul rând am avut un deces cu Focea Roșie, care aprobasem să stea într-un cabinet. Cum mori săracul? Cum mori. A trebuit să-i aprobăm, să-l și mormântăm. Mă scuzați-vă între rând. A fost controlul la azilul de care aparține comuna Iveiuș? Da, pe la acolo a fost. Nu, dacă a fost controlul. Dacă a fost controlul în urma, dacă a fost doamna Fire sau... Nu aparține. Noi am avut un control lițească cu de către... Ce aparține? Dar e teritorul comun. S-au dus doamne la asistență socială împreună cu poliția locală. Au avut un control, doar erau în regulă, toate, mai ales... Pentru că... Eu am vorbit cu cineva și o să nu poate să duc până are o sesizare nominală. Nu-ți dă drumul la... Înainte. Iar am mai vorbit cu cineva și a zis, când s-a dus la cineva acolo, barba poartă, dacă te primești, te primești, dacă nu, nu. Și l-a primit până la urmă, l-a primit-o, i-a dat-o bani în șertul să fie bea. Deci, cafteau. Nu eram atât bani. Da. Din păcate, nu știu, a pus, dar a păcat că funcționează acolo. Deci, acasă nu funcționează, nu? Da, nu mai funcționează. Eu cred că s-au aruncat cu mult noroi, este mulți oameni care își fac treaba cu campania asta, cu azilele. Da, la peste linia ferată, nu. Și totuși, domnul primar, dacă îi fie ușor, nu. Păi eu nu știu cu noi și poate eu am avut acolo de ce ar fi trebuit a doua zi să aibă lacătul pe ușă. Dar trebuie totuși să faceți o întâmpinare? Poate. Să ne comunici și nouă. Poate o să aibă un lacătul pe ușă. La proseritul, la azilul de tare. Să-mi comunici și nou care este rezultatul. Ei nu se vor una direct nou și cam de multe instituții în statul ăsta și nu. Domnul primar, aia ce e înscris, nu e... Să ce mă zic, Gabriela. Astea se supun autorizării de către primării? Nu, n-au trebuit. Ce controlează altcineva? Da. Ei n-au nicio autorizație de la primărie. Nu funcționează. Dar cum au făcut deja, adică cum s-a făcut în sensul că control de la dumneavoastră e ok. Control la da. Noi am avut o anchetă socială și cu ocazia asta am putut pătrunde în interior, că altfel nu. Că altfel nu se poate pătrunde. Nu. Păi nu, e privat. Privat, are program de vizită. Are program de vizită. Deci doamna era la noi în timpul când colegii mei au plecat. Doamna era venit după o adresă și atunci colegii mei au plecat. Cine știe? Cum te registrează când te duci? Da. Da. Pentru că aparținătorii ar trebui să se sesizeze pentru că sunt mai direct legați. Da, da. Corect, ce spuneți dumneavoastră, dar uneori îți mai bucuroși ca da. Să de exemplu, eu merg de Arândes în Gherești la 2-3 și care-i pasul. Felicitări pentru ei. Da. Felicitări pentru ei. Dacă așa e. Doamna Tereza. Da. Referitat la... Strada Frunzei. Funcționarea... Foarte bine. Arsul ăsta care firează acum noastră. Domnii consilieri întreabă ce calitatea de noi. Ce îndatoriri sau eu știu din punct de vedere ai controla, ai verifica, ai monitoriza, ai... Avem pe linii de asistență socială. Vreo calitate? E ONG privat. Așa. Nu știu dacă... Se numește Prosenectuti, da. Azil de bătrâni sau... E Cămin de bătrâni, dar Cămin e firma Erobasam. Este Cerobasam SRL și Căminul e Prosenectuti. Așa. Dar firma e Erobasam. Am înțeles. Așa.
așa, din ce știu eu, banii... A făcut, da, ce știu. V-ați dus și v-au permis, mă, dacă ați avut de făcut o anchetă, da? Da. 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 Ne permite accesul. Pentru anchetă, da, am fost. Și așa, chiar dacă am... Și așa ai un drept să, nu știu, să soliciți în urma controlului raportul întocmit în urma controlului. Dar au fost alte instituții în control la ei. Nu ne-au dat nouă nimic, dar au fost alte instituții. Nu avem un drept de... Noi am... Nu. Deci noi, dacă mergem, trebuie să întocmim noi un raport de vizită sau un proces verbal, că am fost. Adică avem voie să vizităm. Am constatat. Îi propunem noi acolo, nu? Avem voie să îi vizităm, să facem un control, să vedem ce condiții au. Păi sigur. Deci știu, noi propunem legii asistenței sociale, dar mare lucru... Ca și instituția asta, dacă ca persoană fizică, numai dacă nu, ai... Ca instituția aparținător. Ca aparținător, da. Da, ca persoană fizică. Aveam și mai acum jumări, să vă supun spre aprobare sumele la care... Da. E vorba de 5.000 lei, mă rog, dar sunt cea mai asumatoria. La Focioroș. Doamna Tereza, pentru ciobanul, da, pentru operație. Are copilul probleme, ciobanul. Da. E cu handicap grav. E din naștere și... Tot a fost la ea și eu găsit acum o problemă la umăr, că pe lângă toate diagnosticile care are, retard, autism, Andrei Daniel, care, drum. Acum pe lângă o stat și la spital la Bacău, a fost la ea și o stat și acolo, vreo 3 săptămâni nu-i găsea și pe lângă că eu găsit o tumoare la umăr. Și mai avem un caz cu Palu, care l-a mai ajutat noi. Palu e cu handicap mediu, face crize de epilepsie. L-a mai ajutat, noi am făcut o cameră, i-am... Face crize de epilepsie și nu l-a angajat cam nimeni, dar nici nu i-au schimbat gradul. Am încercat să poate schimbă gradul din mediu în accentuat. Nu i-au schimbat, zice că joacă chiar. Acum... 2500 pentru unul, 2500 pentru altul. Părerea comisiei. 5.000. Da. Bună ziua. Deci 2500. Da. 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 În situația când preotul catolic a pus la dispoziție terenul, slujba a fost gratis, am plătit doar grobașul și... Scriu și se scriu. Și ce rezultă de aici, e bine, cu rata, cu tot, e bine, da? Ce sumă e? Mai facem un împrumut. Mai adăugăm la împrumutul de acolo, ne dau, ne mai dau un plus. Ordonanța. Da. Ne pot da mai mult. Dar ne trebuie? Da. Dacă nu ne-a trebuit, nu i-am luat. Deci noi luăm doar pentru cota aceea, cu finanțare. Ce statusul de unicioul? Unicioul e bine. Da. Și, da. Mai am avem curățenie în jurul. Nu trebuie că la nivel de la toamnă, nu? Nu știu ce. Avem de curățat vegetația și tot ce-a fost. Trebuia să vină de azi. E sărbătoare. Da. Deci la 16 să punem la vot? Deci acum împrumutul este pentru stațiile de... Cele două școli sunt aici. Cele două școli au fost deja suma... Delegarea pentru data de 21 a 8 sau 22 a 8. Mandatul special.
Am discutat. Deci am votat de la punctul 8. Acum da, avem da, altceva da, la punctul 16 pentru alte zile. Da, pentru alte zile. Da, de 21 sau 22. Da, aici e hotărâri privind stabilirea mandatului special reprezentantului reprezentantul al unității administrative teritoriale Comuna Himeriu și pentru ședința adunării generale acționarilor Compania Națională de Apă. Văzând adresa, ținând cont, se propune Consiliul Local al Comunei Himeriuș, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SECE CRAV, acordă mandat special reprezentantului său legal, adunarea generală a acționarilor, să voteze pentru adunarea generală a acționarilor, ordinarea acționarilor SECE CRAV în data de 21-8, 22-8, hotărârile prevăzute la punctele 1-2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SECE CRAV IASA numărul 8963 din 13-7-2023. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința adunării generale ordinare acționară din data 21-8, valabilitatea mandatului prevăzut de articolul 1 prezentă se va extinde pentru perioada de 22-8, menținându-se vorul favorabil. Dar aici nu știu, e cu prezență sau e cu votul? Dacă e din... Da. Prezenta hotărârii va fi comunicată reprezentantul legal al Consiliului Local al Comunii Himeriuș, adunarea generală acționarilor CRAV, compartimentul care întocmește raportul din cadrul aparatului de specialitate a primarului, municipiului, orașului comunii, companiei regionale de apă. Va fi publică mătățile. Da. Da. Cine... Nu știu ce să-i spun.